Bun găsit! Azi vom afla istoria Bisericii Reformate cu două turnuri. Pentru început, două curiozități. Este cunoscută ca Biserica Hoștezenilor, cei mai vechi grădinari ai Clujului. Lăcașul de cult are și o orgă în stil baroc, construită în secolul al XVIII-lea, care a fost plimbată prin toată țara. Haideți să aflăm mai multe! Istoria uneia dintre cele mai vechi orgi din Cluj începe cu soția lui Ianoș Fodrus, un sculptor celebru. Această femeie a donat o căruță de bani pentru construcția instrumentului. Zeci de ani, orga a acompaniat corul Bisericii Reformate. Acum, instrumentul zace dezmembrat în balconul lăcașului de cult. O orgă foarte frumoasă, realizată de un specialist, Michael Kestner. Orga o vedem aici, adică ce a rămas din orga respectivă. Am înțeles că orga s-a plimbat în mai multe locuri din țară. Da, s-a plimbat în, pe strada Pata, s-a strimbat în Beclean, localitatea Beclean, în Nimigea. A încercat să fie restaurată de unii cunoscători, dar din potrivă au deteriorat-o și să știi că să refaci un astfel de instrument, îți trebuie numai un specialist, un hiperspecialist. În cadrul confesiunilor care sunt în Cluj, confesiunea reformată este considerată confesiunea care respectă instrucțiunile date de Jean Calvin, Martin Luther. Esența confesiunii reformate este mântuirea prin credință și acest lucru se face prin Biblie și un alt lucru esențial, slujbele se țineau, deci mă refer la secolul 16-17 când apare, în limba națională. Deci un lucru extrem de important pentru că în perioada respectivă se țineau ori în limba latină, romano-catolice, în zona Clujului, iar la ortodox era în limba veche slavonă. Ca biserică reformată este a doua din Cluj cronologic, de prima am vorbit de pe strada Lupilor, de fapt acolo este și episcopia, acolo sunt confirmați episcopii. Această biserică și are o istorie destul de interesantă, care în câteva cuvinte o să ți-o povestesc. Când a fost ridicată în primul? Hai să facem un scurt istoric. Asta a fost ridicată, deci biserica unde ne aflăm acum, între 1829 și 1879. Cu mai multe etape, sigur că da, știm treaba asta și de la alte biserici, nu se poate face totul într-un scurt timp, pentru că sunt monumente arhitecturale și mult de lucru. Dar prima biserică reformată, să spunem într-o, cu ghilimelele de rigoare, strămoașa acestei biserici, a fost situată cam unde este acum Facultatea de Teologie Reformată, care este pe diagonală, pe partea opusă a prefecturii de astăzi. De fapt, acolo era Poarta Maghiarilor, Magyarkopu, care era întreținută de breasla Dogarilor. Și acolo, la sfârșit de secolul XVII, se pare că a fost o capelă romano-catolică, nu e o certitudine, s-a construit prima biserică reformată. A fost înainte o capelă, adică pe ruinele capelei s-ar fi construit. Capelei, sigur că a fost o biserică reformată, care o bisericuță a fost, pentru că era din piatră, ea a cunoscut și unele reparații, pentru că în 1690 a fost deteriorată, unii spun de o invazie a mongolilor, a tătarilor, dar mai precis este a doua variantă, adică armatele habsburgice au distrus probabil acel lăcaș, fiind și reformat și știm că habsburgii au venit cu contrareforma. Ea se reface biserica, dar datorită construcțiilor din zonă, la un moment dat trebuie să amintesc un lucru inedit, puțin mai puțin cunoscut de lume, se va construi un han, Harom Lilom, adică trei crini, de către un judea Clujului, Ișfan Patochic, dar soția sa va lăsa în testament că toate veniturile acestui han, deci care era un fel de hotel, vor fi îndreptate spre enoriașii reformați. Atenție, în această perioadă, enoriașii reformați erau mai puțin decât cei unitarieni, și decât, ceva mai mult decât cei catolici, pentru că din secolul al XVI-lea, după 1568, marea majoritate a clujenilor au trecut la ritul unitarian. Ce se întâmplă?
într-adevăr, acest han a fost folosit, dar cei care au venit și au locuit în han nu au mai contribuit pecuniar. Până la urmă, se va construi o altă biserică, pentru că asta se deteriorează și pentru că sunt alte construcții în zonă, de care am vorbit de prima, în locul în care acum se construiește viitoarea clădire a Inspectoratului de Învățământ Educațional. În spatele bisericii de astăzi, lângă canalul Morii. De fapt, era o biserică cu fundament de piatră, dar era din lemn. De ce acest lucru? La cererea populației, pentru că era populația din afara zidurilor Clujului, atenție, până în secolul al XVIII-lea, chiar al XIX-lea, când a fost dărâmată poarta maghiarilor, majoritatea populației clujenii gerbeți stăteau intramuros, în partea cealaltă orașului. Aici erau extramuros, deci în afara zidurilor. Și aveau nevoie de o biserică, pentru că erau numeroși, acei hoștezeni. Pentru că ăștia sunt strămoșii lor. Deci era biserica hoștezenilor. Da. A celor care locuiau în cartierele marginale, pentru că aveau nevoie de parohi. Erau doi parohi la un moment dat, până când vor ajunge la patru. Gândește-te la o populație așa numeroasă, să ai numai un paroh și ăla nu stătea aici. Că stătea în orașul Cluj. Ei, până la urmă se face această biserică. Această biserică cunoaște o afluență mare de populație. Au loc și unele mici cataclisme. Am uitat să spun de incendiul care a mistuit Clujul la 1798, un incendiu de care noi am mai vorbit și care afectează Biserica de Lemn. Sigur, s-a pus problema ori restaurării bisericii, s-a încercat, ori unei construcții, unei noi biserici. Și, bineînțeles, la 3 octombrie 1829 se pune piatra de temelie la această biserică de un episcop, care mi se numea Bodola. Poate greșesc, dar cred că el era episcopul care pune piatra de temelie. Sigur că arhitect este un arhitect celebru al Clujului, Georg Winkler, ăsta era arădean. Și acum se pune problema construcției. La început s-a preconizat o navă, deci și cu o fațadă, care vom vedea noi, ea va fi modificată ulterior, pentru că în 1840 era făcută numai partea, cum să zic, fără turnuri, s-a început, dar ce se întâmplă? Nici nu era tencuită biserica, moare arhitectul. Între timp mai vine un arhitect, Schliening, dar el stă puțin, vreo 2 ani, și urmează un alt arhitect celebru al Clujului care reface total planul, se numește Anton Kagerbauer sau Antal Kagerbauer, depinde în ce limbă îl pronunț, și care va realiza aceste două turnuri în față, peste timpanul bisericii, realizează un atic foarte ingenios, care de ce e ingenios? Pentru că arată că biserica parcă e mai înaltă, mai măreață. Proiectează cele două turnuri care sunt așa ca niște prisme, dar deasupra lor sunt două turnulețe cu două coifuri, de fapt sunt cilindrice și cu un perimetru așa pătrat în care se inspiră din biserica de la Eger, iar planul inițial al bisericii asta pe care l-a făcut Winkler, și el a fost influențat de biserica reformată din Debrecen, din Ungaria de astăzi. Dacă o să vizitezi Debrecenul, să știi că o să vezi foarte multe similitudini cu biserica de aici. Am o curiozitate. Ați spus că biserica de lemn a fost distrusă în incendiu, a necesitat să se construiască o nouă biserică, dar până a fost gata construcția, unde s-au adunat credincioșii hoștezeni? Bună întrebare, sigur că da, logic s-au adunat tot acolo, pentru că ultima slujbă este ținută la biserica de lemn în 1845 și o să spun de ce, de un pastor Herepei. Este acel pastor care este inițiatorul colecției de blazoane din cadrul bisericii reformate de pe strada Lupilor. El este care ține. De ce? Între timp, în 1842, turnul de vest este realizat. Turnul acesta este construit în care, adică noi suntem între turnuri, turnul de, unde este și Muzeul Hoștezenilor, a fost construit în 1845. Acum, biserica este dată în funcțiune în 1851, la 12 octombrie în funcțiune. Deci este sfințită. Am zis de piatra de temelie, 3 octombrie 1829-1851. A durat ceva până să fie gata? Păi da, dar n-a fost gata.
pentru că tencuiala nu era gata, nu erau gata, de exemplu, pilaștrii și aceste coloane pe care acest Kagerbauer îi reface din stilul ionic, care este coloana, are capitelul, partea de sus, stil ionic, și niște coarne de berbece, în stil corintic, foarte detaliat și ramificat. Și pilaștrii de susținere sunt astfel realizați, iar, cum să spun, galeriile, mai două erau gata, finalizate, deci mai era de lucru. Până la urmă s-a lucrat la biserică, deci până în 1879. Și nici atunci nu a fost chiar totalmente gata. Ea mai necesitat reparații în 1911, în 1926. În interiorul lăcașului de cult, construit în stil neoclasic, putem admira obiecte din secolul al XVIII-lea. Biserica are și un tavan aurit. Este inedit interiorul ei. De ce? Pentru că ai trei nave a câte 50 de metri în interior și ele se intersectează într-un unghi drept. Foarte interesant acel unghi drept. Deasupra avem un tavan cu pola ceva la 20 de metri. Tavanul e cam la 16 metri, jumate 17. Și uite-te ce frumos este încastrat, aurit, cu 8 rânduri de rozete. Așa ca cum să zic, un stil de soare de pe piramidele egiptene. Bineînțeles, exagerez puțin, dar este foarte frumos. Și una la, doi la mână, să știi că unele piese, cum a fost amvonul, cum a fost, cum au fost cele două strane, au fost preluate de la vechea biserică, cea de lemn, nu prima, a doua, cea de lemn, au fost preluate, cum și orga de care am vorbit, care nu este funcțională astăzi, care a revenit în 1991 după perechi. Deci orga a fost distrusă în incendiu. Nu, avem aici, tuburile le vezi, da? Trebuie asamblată. Orga care este funcțională astăzi, ea este produsă de acea firmă Angster din Ungaria, de care noi am mai vorbit, de acea firmă, și este adusă în cadrul bisericii în anul 1941. Și sigur este instalată. Atenție, în timpul comunismului a fost adus și un sistem de, cum să zic, de comunicație modern din Anglia, adică să se audă mai bine predicile, să aibă o sonorizare biserica mai bună, pentru că are, să zic, natural sonorizare, dar trebuie actualmente și instrumentele moderne. Astea le-au primit din Anglia, de la Enoriaș, sigur că da, de același rit din Anglia. Ce mai putem vedea în interiorul bisericii? Păi, în interiorul bisericii poți vedea rândurile de bănci, care sunt foarte frumos sculptate de niște celebri tâmplari de atunci și ele sunt originale. Toate cele trei rânduri sunt și încrustate. O să vezi că, spre deosebire de alte bănci care sunt așa, cum să zic, stereotip realizate, aici sunt foarte frumos realizate și sunt originale. Pe urmă, de amvon am spus, este tot preluat de la vechea biserică. Și observ că fiecare măsuță sau fiecare bancă are Biblia. Încă o dată, esența confesiunii reformate este Biblia și înțelegerea ei, iar parohul este un fel de intermediar între Dumnezeu și Enoriaș. Sigur, eu am simplificat esența, ea este ceva, dar este mai simplă decât celelalte confesiuni. Și lucrul acesta este văzut și prin stilul bisericii, o construcție centrală. Atenție, evident, dacă te uiți atent, nu poți să-ți dai seama, dar este tot sub formă de cruce realizată, pentru că adăugirile au fost aduse de către un alt mare arhitect, care a urmat lui Kagerbauer, Janos sau Johann Böhm. El este cel care realizează, să spun, toate aceste finețuri pe care predecesorul, de fapt, le proiectează, pentru că constructorul și sculptorii care au fost implicați în această construcție. De ce îi spune? Denumirea. Îi spune așa, îi mai spune în biserica exterioară, biserica cu două turnuri, evident că are două turnuri, și biserica din orașul de jos. Acum, biserica exterioară este clar că îi spune, pentru că era în afara zidurilor Clujului, biserica cu două turnuri, nu-i mai cazul să explicăm,
Biserica Orașului de Jos, pentru că în 1903 confesiunea reformată din Cluj a fost împărțită pe cercul de district. Și atunci aici era Orașul de Jos. Și reprezentativ pentru Orașul de Jos este acest imobil, această construcție a bisericii. De-aia este denumirea Biserica din Orașul de Jos. Observ că are niște coloane foarte interesante cu diverse motive. În ce stil? Da, mai spus, stilul corintic. Astea sunt. Și pilaștii de afară, pilaștii pe exterior, stâlpii, dacă vezi, sunt niște stâlpi interiori foarte bine proiectați și nu aiurea de susținere, pentru ca să facă acel unghi drept sus, am mai spus, acolo unde este. Și uite de puțin la acel tavan de sub cupolă, că nu se vede din exterior, de nici cupola, nici, dar este aurit, nu e dat cu aur. Deci o nuanță de asta, să nu se înțeleagă greșit că s-a pus acolo o cantitate de aur. Deci stâlpii astea nu sunt puși aiurea. De ce? Pentru că această biserică ca stil de construcție este neoclasic. Prima biserică neoclasică. Am spus reformații. Prima biserică neoclasică din Transilvania? Din Cluj. Nu, din Cluj, nu din Transilvania. Am mai spus, dacă nu, repet acum, reformații evitau să construiască biserici în stil baroc, pentru că știm că stilul baroc era stilul contrareformei, adică al contrareformei catolice. Dar orga, apropo de orga care am vorbit, ea era, culmea ironie, acel constructor era catolic, care a construit orga pentru această biserică, orga cea care astăzi este dezmembrată. Și orga e făcută într-un stil baroc. Dar cum se poate explica? De ce? Păi meseria și bun, nu contează ce confesiune au. Și ăștia, orga a fost foarte bună. Până când, bine, n-a fost ea păstrată ca lumea, pentru că, de exemplu, să-ți dau un exemplu acum paralel cu biserica piaristă, ei când au refăcut orga respectivă, toate tuburile au fost curățate tub cu tub și a costat 30.000 de euro. Deci, ca să știi că e o muncă migăloasă și nu poate fi făcută decât de specialiști. Zidurile bisericii reformate adăpostesc și o colecție importantă de steme. Avem blazoane ale unor nobili din Cluj, nobile de confesiune reformată, și unul era a familia nobililor Radoc, o familie celebră a Clujului, care mai puține lucruri se știu de către clujeni, dar a fost o familie chiar celebră a Clujului. Nu intrăm în detalii. Vedem acești stâlpi care capitelurile lor sunt ori în stil ionic, inițial, după primul de fapt al doilea arhitect Kagerbauer, pardon, primul Winkler, al doilea Kagerbauer le face în stilul corintic, care este un stil dantelat. Asta este, să înțeleagă lumea, partea de sus a coloanei, ce este așa mai dantelat e corintic, cei cu formă de coarnă de berbec este ionic și ce așa într-un fel de unghi drept este doric. Pe urmă stranele care le vedem aici și ne uităm puțin la luminozitatea bisericii, ne uităm puțin la aceste ferestre, la aceste încadramente care au o formă de arc de cerc, nu arc de cerc frânt ca și la stilul gotic sau neogotic, pentru că asta este stilul neoclasic. Este o biserică, după părerea mea, superbă în interior. Acustica, iarăși, este o acustică excelentă. Veți auzi probabil niște mici intervenții ale orgii de aici. Ceea ce putem spune că în jurul bisericii, în 1931, s-a creat o grădină extrem de frumoasă. În spate, tot, cum să zic, vegetația din spate a fost tăiată între anii 1923-24, s-a creat un patinoar, iarna, bineînțeles, și vara erau terenuri de tenis și, pe urmă, erau și terenuri de handbal. În perioada comunistă era un sediu, mă refer la terenul din spatele bisericii, a școlii sportive clujene. De asemenea, casa parohială este făcută tot de acel Frederic Hotner, care are și intervenție aici în cadrul interiorului bisericii. Este făcută cam la sfârșit de secolul XIX, început de secolul XX, iar birourile dinspre biserică sunt făcute în perioada interbelică. Repet, restaurări ale bisericii au fost necesare. La un moment dat, o restaurare prin anii 70, pentru că intra într-un stadiu de putrefacție scheletul de lemn al cupolei și ăla se lăsase la 30-40 de centimetri. Până la urmă, am impresia că a fost refăcut în 2001-2002 și aici trebuie să
amintim contribuția parohilor acestei biserici, care și acum recent a fost restaurată și, cum să spun, sunt niște lucruri destul de dificile. Noi le vedem așa la prima vedere, hai că dăm cu bidineaua, dăm acolo vopsim. Nu, ai nevoie de meșteri, de îndrumări, o muncă minuțioasă, pentru că trebuie să reflecte aidoma originalul. Și atunci asigur că dacă cunoscătorii și cei care au în custodie biserica se ocupă și se interesează de acest lucru. Cele mai vechi obiecte de cult de aici sunt amvonul, orga și stranele. Și stranele, da, ele sunt cele mai vechi. Restul sunt cadouri primite ulterior. Această biserică cunoscută de marea majoritate, biserica cu două turnuri, nu e cunoscută cu biserica din orașul de jos, este o construcție emblematică a orașului nostru, e ceva original, în puține locuri s-a mai văzut, adică cum sunt amplasate turnurile și cu aticul și cu timpanul, deci din punctul acesta de vedere, și este centrul spiritual și astăzi a acelei comunități numite hoștezenii. Majoritatea hoștezenilor, majoritatea care sunt aici în Cluj, sunt totalmente... Urmașii hoștezenilor. Urmașilor sunt 100% de confesiune reformată și sunt enoriașii acestei biserici sau a filialelor acestei biserici, pentru că din 1971 biserica are 4 parohii, 4 filiale, pentru că să nu se mai deplaseze, mai ales enoriașii mai în vârstă. Deci este un lucru care merită văzut de concitadinii noștri și nu numai, de toți turiștii care trec prin Cluj. Istoria acestui edificiu religios este strâns legată de un principe al Transilvaniei care a luptat pentru drepturile reformaților. Gabriel sau Gabor Bethlen a fost un sprijinitor al confesiunii reformate, iar el este cel care fondează prima biserică reformată, care era biserica de pe strada Lupului, de pe strada Cogălnicianu, despre care noi am discutat, pentru că în acea perioadă unitarienii erau stăpâni pe Cluj. Deci din acest motiv, această statuie este adusă aici în 2013, este realizată de un sculptor numit Peter Filazlo, care astăzi trăiește la Budapesta, dar el este din județul Mureș. Statuia, da, are două treburi semnificative. Una la mână, că acest personaj, acest principe, probabil cel mai de seamă principe al Transilvaniei, are două treburi sugestive, să spun așa, sabia și cartea. Sabia, pentru că a fost un mare strateg militar, a participat la războiul de 30 de ani, a avut 3 campanii victorioase împotriva Habsburgilor, a asediat Viena, a știut cum să negocieze cu turcii. Deci a fost un personaj celebru și din punct de vedere al artei militare. Apoi cartea. Cartea știe toată lumea prin contemporană lui că tot timpul avea o evanghelie la el, era un calvin convins, o evanghelie în limba maghiară, și a căutat să răspândească cartea în Principatul Transilvaniei, întemeind o academie la Alba Iulia. Inițial el a vrut să întemeieze academia la Cluj, dar nu s-a putut. Clujul încă nu avea atâția aderenți reformați. De asemenea, a adus o serie de profesori iluștri din Europa care au predat la academia de la Alba Iulia, care ulterior, după moartea sa, s-a mutat la Aiud. Gabor Bethlen este și un sprijinitor al teatrului. Știm foarte bine că în clădirea mănăstirii franciscane de astăzi, fostul sediul a fostului liceu de muzică de pe strada Victor de Leu, el a participat la primele spectacole de teatru date de studenții de atunci care erau unitarieni. De asemenea, tot legătură cu Clujul, prima sa soție, Jujo Carui, a fost din Cluj și ea a murit în anul 1622. Noi am mai amintit acest lucru,
că el era și puțin superstițios, crezând că soția sa a fost pradă unor farmece, de aceea toate amantele sale, care erau responsabile cu farmecele, între ghilimele, au fost trase la răspundere, iar una dintre ele a fost condamnată chiar pentru vrăjitorie. Am vorbit de celebra Ana Bathory, verișoara Elisabetei Bathory, căreia i s-a confiscat averea. Deci probabil că ăsta a fost țelul principal. Se știe că acest Gabor Bethlen venea în Cluj și locuia la un negustor foarte bogat, Viței, care își avea casa unde este astăzi Casa Redei. Era o casă care avea baie. Vă dați seama, la debut de secol XVII, să ai baie era un lucru nemaipomenit. Încă o dată reamintesc că el pune bazele primei biserici reformate numai a calvinilor, pentru că inițial și Biserica Sfântul Mihail a fost luată în custodie de calvin, înainte de luteran și pe urmă de unitarien. De asemenea, știm că tot în anul 1627 turnul sau bastionul Croitorilor suferă grave deteriorări în urma unui incendiu provocat de o detonare a pulberii de acolo. Cel care reface, sau sub domnia sub care se reface acel bastion sau turn al Croitorilor, este tot Gabor Bethlen și nu întâmplător este stema sa situată, și astăzi o vedem bine, nu este cea originală, pe turnul Croitorilor. Atenție! În istoria Transilvaniei avem două familii Bethlen. Familia Bethlen de Itcor, care este familia din care făcea parte principele și fratele său, care și el a fost Ștefan sau Ișfan, care a fost și el principe, și familia Bethlen de Beclean. Restul personalităților făceau parte din această familie, au și un cavou în cimitirul central, în Hajongard, în care sunt înmormântați ei și familia Banfi, pentru că prin alianțe la un moment dat acest mormânt a ajuns în proprietatea altei familii. Diferența era că acești Bethlen de Itcor aveau un simbol ca blazon lebăda, ceilalți au simbolul heraldic șarpele. El este recunoscut iarăși pentru implicarea sa în viața economică a Transilvaniei, pentru libertinajul religios. El a permis tuturor confesiunilor să-și desfășoare ritul, dovadă elocventă, le-a permis chiar catolicilor să preia biserica, îi spunem noi Calvaria, Biserica Sfânta Maria din Mănășturi. Un spirit pragmatic, întreprinzător economic, pentru că a doua sa soție, Ecaterina de Brandenburg, a fost la un moment dat, după moartea sa în 1629, principesă lăsată testamentar, pentru că el n-a avut copii și a avut visteria plină. Deci a fost un tip extrem de priceput. De asemenea, să nu uităm că a avut acest ideal de a uni cele trei țări românești, Principatul Transilvaniei, Moldovei și Țara Românească, acel plan dacic, care, sigur, nu s-a înfăptuit, dar întotdeauna a rămas un simbol pentru această zonă a Europei. Această biserică cu două turnuri, sau biserica din orașul de jos, pentru că, repet acest lucru, confesiunea reformată calvină a fost împărțită în cercuri districtuale și acesta este cercul districtual de jos. De-aia spune biserica din orașul de jos și mai spune și biserica exterioară, pentru că era în afara zidurilor Clujului medievale. Dacă intri de pe poarta principală în curte, parcă e un templu grecesc. Îți dă această impresie. Este încadrată la stânga de casa parohială, care și ea este
o casă construită într-un stil neoclasicist mai mult, are ceva baroc în ea, dar este la debutul secolului al XX-lea. Și un lucru demn de semnalat este că în partea de est, clădirea care astăzi găzduiește, amintește-a, secția 4 de poliție, unde au fost și bombierii, inițial un episcop al acestei, un episcop care s-a ridicat din rândul oamenilor de jos, de jos în sensul oamenilor simpli, Nogi îl chema, a deținut acea casă și atunci era un fel de, să spunem așa, un triunghi, casa parochială, biserica și casa episcopului, care până la urmă, datorită schimbării vremurilor, a ajuns în posesia contelui de Telechi, care a vândut-o, pe urmă a intrat în posesia statului român și, a mai spus, pe urmă a fost sediu al pompierilor și astăzi este al poliției. Biserica are o curte care vara este frumos, să spunem, împodopită de natură, cu flori, cu tufe tunse, dar arealul ei ne dă un aspect așa ca o insulă în modernitate, deși observăm că și pe partea cealaltă sunt clădiri, dar ceva mai recente, de secolul al XIX-lea. Deci se încadrează într-un areal extrem de, să spunem așa, interesant al Clujului, pentru că dacă o privim din perspectivă, cum am zis, ca un templu grec în contemporaneitate. Această emisiune minunată este sprijinită de Promelec.